asemenea oameni care nu vor nicio stăpânire. Nu vor stăpânirea Bibliei, nu vor stăpânirea păstorilor sau prezbiterilor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Am dat, nu suport nici stăpânirea cultelor. Păi frate, tu ești independent. Păi ești independent că cultele sunt o stăpânire rea. Dar ei nici asta nu mai suportă. Nici stăpânirea aia care, până la urmă, ca și ei nu mai suportă, da? Câți oameni acum, l-a prins în curvie, ce se întâmplă? El și cu 600 de oameni biserica lui sunt independenți. Prins în curvie! De ce? Pentru că nu suportă ca cineva să-i spună lui că el nu poate să fie păstor prins în curvie. Și scapă de sub orice, stăpânire, da? Ei nu suportă stăpânirile. Din nou, foarte important, ecleziologia bisericii. Foarte important ca membrii să înțeleagă care e responsabilitatea lor și păstorii să înțeleagă care e responsabilitatea lor. Eu să înțeleg că eu veghez peste voi și voi vegheați peste mine și veghem unul peste celălalt. Și să punem în practică aceste lucruri, să punem în practică disciplina bisericească, da?